Credeți că evenimentele de genul celor care s-au petrecut anul trecut în decembrie la Parlament, și mă refer aici la protestele organizate de AUR, vor avea loc și în 2022? Poate de această dată cu o intensitate mai mare? Am văzut, au fost vandalizate inclusiv mașini ale colegilor dumneavoastră. Nu ar trebui să recunoaștem și să conștientizăm deopotrivă faptul că democrația românească, așa cum o cunoaștem noi în ultimii 30 de ani, se schimbă. Și din păcate, această democrație, acest parcurs pe care l-am ales să-l facem în 30 de ani, este atacat de acest populism deșanțat, este atacat de această ofensivă a ideilor extremiste, manifestată și prin evenimentele de care ați vorbit ceva mai devreme. Și din punctul meu de vedere, acesta este un real pericol, pentru că noi avem o opțiune europeană. Progresul și parcursul european pentru care am optat s-ar putea, Doamne ferește, ca în cazul în care se întâmplă ca aceste forțe să se manifeste și la nivel de guvernare, adică să capete o amplare atât de mare astfel încât să decidă pentru această țară, s-ar putea acest proces să fie reversibil, ceea ce cu siguranță nu ne dorim. Deci de asta spun că aceste manifestări și aceste forțe politice care promovează un astfel de comportament trebuie izolate și trebuie tratat cu foarte mare pragmatism și seriozitate acest fenomen, care iată debutează și la noi în țară. Domnul Alexandru Muraru, deputat PNL, susținea că AUR ar trebui scos în afara legii. A fost o întâlnire, poate o discuție cu cei de la PSD pentru a avea un proiect comun pe acest subiect? Nu, de altfel nu a fost niciun fel de discuție nici în cadrul PNL pe această temă. Este o idee personală a domnului Muraru. Nu o susține. De altfel, sunt instrumente instituționale, în orice articol democratic, care pot situa activitatea unui partid politic în afara legii. Nu cred că aprecierile competitorilor sau altor partide politice sunt cele care trebuie folosite în astfel de situații, dar în mod evident că AUR are un comportament deviaționist, un comportament antidemocratic. Anumite procese democratice în această țară, vedeți, sunt puse la îndoială de acest partid, dar nu am avut această discuție nici în interiorul PNL, nici în interiorul coaliției. Deci nu știți dacă PNL susține sau nu această idee? Nu am luat o decizie în sensul ăsta și credeți-mă, nu o văd oportună a transforma în obiectiv sau program politic desfințarea celuilalt sau ducerea în afara legii acelui partid politic. Există instituții în această țară care pot evalua, pot cerceta, pot măsura în ce măsură cei de la AUR respectă sau nu legea. Nu noi. Dar manifestările AUR reprezintă sau pot reprezenta un pericol pentru democrația din România? Da, și am spus sau pentru imaginea României. Da, și am spus foarte clar. Opțiunea lor, apropo de apartenența la Uniunea Europeană, este foarte clară. Este un program anti-european, eurosceptic. De asta mă tem că ar putea pune în pericol anumite decizii majore ale acestei țări pentru care am lucrat în ultimii 30 de ani și acest lucru nu este evident oportun din punctul nostru de vedere. De asta spun că trebuie izolați din punctul meu de vedere și, bineînțeles, combătuți cu instrumentele democratice. Și cu... Cum putem să izolăm? Când vorbiți de izolare, la ce vă referiți concret? Eu aș prefera ca toate partidele democratice din această țară să împrumute același comportament, că vine vorba de AUR. Să combată discursul populist, să manifeste extrem de o rezistență puternică la tot ceea ce înseamnă mesaje alarmiste sau neadevărate sau false pe care ei le promovează și în felul acesta să-l combate și să-l izolăm. Eu cred că este o atitudine serioasă, o atitudine rigidă, care să nu permită astfel de derapaje din partea lor și, evident, să le sublinieze de fiecare dată, ar face foarte mult bine opiniei publice care ar înțelege cam care sunt obiectivele și agenda AUR, ghilimele de rigoare. Și poate n-ar trebui făcute alianțe în Parlament, nu? Cu AUR? Evident. Am văzut că pe anumite proiecte partidele oarecum implicit orice formă de asociere cu acest partid este una nocivă sau una care poate încurajează indirect activitatea acestui partid și după acesta nu este recunoscut. Știu că au existat protocoale semnate cu acest partid, din păcate chiar reprezentanții USR au făcut acest lucru și
cred că chiar și lor le pare rău în acest moment. Au semnat și o moțiune, dacă... O moțiune și au avut demersuri parlamentare comune, un fel de susținere pentru un prezumtiv guvern, tot lucrurile de genul ăsta. De asta e foarte bine să privim obiectiv această situație, să nu ne lăsăm și de interesul politic de moment, apropo de comportamentul USR la prima respectivă, când am dat mâna cu aur, să privim situația în ansamblu.